Noul an vine cu provocări educaționale pentru profesorii din România. Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României continuă și în 2023 programul Web Didactica Educațional. În cadrul conferinței, speakeri de renume mondial au prezentat strategii și practici care aparțin celor mai cunoscute sisteme educaționale alternative implementate cu succes în învățământul din întreaga lume, dar și în România. Evenimentul a avut loc online. Peste 1700 de cadre didactice s-au înscris la conferința Modelul tradițional și modele educaționale alternative, perspective multiple ale unei educații moderne, care răspund nevoilor actuale ale copiilor și ale comunității educaționale. Aceștia au putut afla noi metode de predare și de relaționare cu elevii, un schimb de experiență atât în domeniul conținuturilor științifice, cât și al bunelor practici care vizează învățarea interdisciplinară. Primul, cel mai important aspect este să se stabilească o relație apropiată, plină de încredere, de afecțiune, de sinceritate între copil și grup, între copil și profesori. Cele mai potrivite metode de predare sunt în funcție de situație, sunt în funcție de nevoile copilului. Abia după ce am văzut ca educatori care este nivelul de înțelegere, care sunt problemele de înțelegere ale unui copil, abia atunci putem să ne gândim cum să-l ajutăm. Cu ocazia evenimentului, cadrele didactice, părinții și specialiștii din domeniul educației au avut oportunitatea să-și îmbogățească experiența în lucrul cu copiii și calitatea actului didactic. Conferința din această seară a fost un real succes. Foarte multe persoane din educația alternativă au fost prezente și a ajutat cumva pe părinți să se lumineze, să știe mai bine ce fel de școală să aleagă pentru copiii lor, ce fel de pedagogie ar fi mai adecvată personalității copiilor lor. Părinții încearcă tot timpul să își înscrie copiii la cele mai bune instituții de învățământ, se documentează, caută performanță, dar și profesori bine pregătiți. Sanda Ladoși este părinte a doi copii care studiază de la vârsta de 3 ani în sistemul internațional francez. Învățământul are o dinamică extraordinară, trebuie să se schimbe, este evident că cu foarte multe lucruri am rămas în urmă și atunci e clar că trebuie să ne adaptăm. Care sunt soluțiile? Din păcate, va trebui să le descoperim fiecare în parte, inclusiv cei care sunt în sistemul de învățământ. Ei trebuie să muncească enorm pentru a se adapta și pentru a găsi această soluție potrivită pentru copii, de a-i atrage și de a merge cu drag la școală. Speakerii prezenți la conferință au prezentat strategii și practici care aparțin celor mai cunoscute sisteme educaționale alternative, implementate cu succes în învățământul din întreaga lume, dar și în România. Dascălul este mult mai prezent în viața copiilor și este prezent atât din punct de vedere emoțional cât și cognitiv, îi ajută, îi susține și îi ghidează. Dascălul nu este doar un emițător de informații, nu e prezent în clasă doar ca să furnizeze niște informații și niște materii pe care copiii trebuie să le învețe, ci este acolo să ghideze prin vitalitatea pe care o aduce în clasă, prin metodele deosebite pe care le susține cu copiii la clasă, prin dezinvoltură, bucuria cu care prezintă toate aceste informații. Scopul conferinței este acela de a oferi instrumente de lucru utile pentru practicienii din învățământul tradițional, dar și din cel alternativ.